Orele online nu sunt atât de simple pe cât par. Chiar dacă totul se face la distanță în fața unui calculator, laptop sau telefon, actul educațional se împiedică de o coală a patru. De la începutul lunii septembrie, părinții, elevii și cadrele didactice au fost puși să completeze o declarație pe proprie răspundere prin care se obligă să nu înregistreze sau fotografieze orele de curs desfășurate în mediul online. Conform acestei proceduri, elevii nu au voie să înregistreze activitatea desfășurată în mediul online. Vorbim atât din punctul de vedere al legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal și totodată la nivelul unităților de învățământ au fost întocmite proceduri care reglementează în fiecare unitate de învățământ protecția datelor cu caracter personal. Sunt cadre didactice care au depus declarații și vorbim despre 2488 la nivelul județului și elevii din județ, 19.365 au depus aceste declarații. Unitățile de învățământ s-au mobilizat și au informat atât pe părinți cât și pe elevi și profesori că trebuie să aducă la secretariatul școlii o declarație pe proprie răspundere completată. O hârtie inutilă, spun unii. Protecția datelor cu caracter personal este protejată atât de codul penal cât și de regulamentele de ordine și funcționare a fiecărei instituții de învățământ în parte. Cadrele didactice au depus deja declarațiile, iar părinții, un număr de 115 până la momentul actual, fac precizarea că nedepunerea declarației de către părinții nu înseamnă că elevii nu vor avea acces la învățământul online. Dar este o măsură suplimentară de securitate privind această activitate online. Paradoxul apare chiar în ordonanța de urgență care reglementează aceste aspecte. Actul normativ stipulează doar faptul că factorii implicați în actul educațional nu au voie să filmeze sau să fotografieze orele de curs desfășurate în mediul online, dar nu se specifică și caracterul obligatoriu al declarației pe proprie răspundere. Potrivit ordinului, elevii nu trebuie să înregistreze activitatea desfășurată în mediul online. Modul în care este reglementată în unitatea școlară rămâne la latitudinea fiecăreia. În acest moment, toate unitățile de învățământ din județ funcționează după scenariul roșu, până în data de 9 decembrie. Dacă nu se va mai reglementa nimic la nivel național, școlile vor funcționa după scenariul fiecărei localități în parte.